la inimă. Pentru noi, femeile. V-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare. Mână în mână cu Dumnezeu este singura posibilitate de supraviețuire atunci când oamenii te părăsesc. Mereu cu surprize, viața Mihaelei David a avut însă o traiectorie dirijată de Creatorul Ceresc, cel care i-a fost cu adevărat tată, cel care a ocrotit-o și a binecuvântat-o așa cum nimeni în această lume n-ar putea să o facă. Îți spune Mihaela, un bun venit la întâlnirea Mulțumesc, noastră. Mulțumesc, bine v-am găsit. Ceea ce vom afla despre tine, sperăm să ne încurajeze pe noi pe toate și sperăm să ne dăm seama că acel ce ne știe, la fel cum spune David în Psalmul 139, ne cunoaște încă din pântecele mamei, nu ne lasă niciodată singure și părăsite și dezorientate. Mihaela este căsătorită, are 3 copii, 2 băieți și o fetiță și este fericită pentru că Dumnezeu a binecuvântat-o cu o viață nouă. Însă până la acest punct s-au derulat multe, multe situații neprevăzute și greu de suportat în viața ei. La 14 ani a aflat că părinții pe care îi are și pe care îi iubește, cărora le spune mamă și tată, nu sunt de fapt părinții ei naturali. Cum ai aflat acest lucru, Mihaela, și cum s-a întâmplat? Mama mea, am aflat pe urmă din alte surse, nu din casă, a avusese o legătură extraconjugală cu cineva, într-o perioadă în care nu se înțelegea bine cu tata meu și au fost separați. De aici am rezultat eu și am 2 surori ale tatălui meu, care mă crescuse pe mine până atunci. Am avut un mare șoc când am aflat că nu sunt părinții mei, pentru că i-am crezut ai mei, așa am crescut cu ideea asta. Și cum am aflat, aveam un vecin cu care ne înțelegeam foarte bine și care se mutase din zonă de acolo, ne vizita foarte des. Totdeauna mă lua în brațe, pe mine mă strângea, mi-aducea cadouri, știam că îi spuneam Nenea Neamțu. Și am aflat de la el mai târziu, la 14 ani, chiar el este tatăl meu. Bineînțeles că în prima fază n-am acceptat, însă pe urmă, din mai multe surse, într-adevăr mi-am dat seama că... Deci în final ți-ai cunoscut tatăl natural. Deși am avut o mare repulsie pentru el când am auzit, fiindcă nu venea să cred că un tată ar putea să-și părăsească copilul și să nu-i fie tată până la 14 ani și nici de atunci încolo. În timpul în care eram așa de bulversată de ce am aflat și așa, am cunoscut o familie care umbla la biserică frecvent și care foarte mult insista, dar interesant numai la mine, nu și la restul familiei, să merg și să mă bucur cu ei în biserică unde merg ei. Știam că sunt pocăiți, auzisem de asta, lucruri eronate în orice caz și am mers o singură dată. Nu pot să zic că am fost foarte încântată la început, dar cu timpul am început să pricep ce îmi spune Dumnezeu, ce îmi vorbește Dumnezeu la fiecare întâlnire unde participam. Am început să merg regulat, aveam 15 ani jumate, când am început să merg regulat și până la urmă am luat botezul pe ascuns de știrea familiei și a tuturor. După un an de zile de la botez, părinții mei au aflat că m-am botezat pe ascuns și au început calvarul meu. Bătăi frecvente, ori dacă lipseam de la școală jumătate de oră, o oră însemna că m-am întâlnit cu frații, multe insulte, multe care pe mine mă rodeau și mă răneau foarte tare, fiindcă ei nu știau că eu am aflat că nu sunt fiica lor. Și sufeream enorm și aveam nopți nedormite și plângeam foarte mult și eram foarte nefericită.
nu le-ai spus ce fel de oameni sunt cei pe care i-ai găsit în acea biserică? Am început să le explic că acolo în biserică se găsește ceva ce n-am găsit niciunde și că nu cred că altundeva aș putea să mai găsesc așa ceva decât acolo. Cum ți se păreau oamenii față de cei pe care îi cunoșteai? Acasă la noi era o atmosferă mai veselă, ca să zic așa, sau foarte tumultoasă, cu muzică, cu dansuri, cu chefuri, cu filme, cu discotecă, cu ieșiri, cu plimbări, cu... Și eu eram un gen mai conservator, eram mai studioasă, mai foarte mult lucrurile le puneam cap la cap, le aranjam de ce așa și nu așa, eram altfel decât ei. Și interesant că nu mă asemănam cu niciunul din familie și majoritatea rudelor și oamenii care mă cunoșteau îmi puneau întrebarea de ce sunt așa ciudată pe lângă ceilalți. Mă retrăgeam așa când totul mi se părea gălăgios și prea strident ceva, mă retrăgeam în mine, chiar dacă eram acolo prezentă, efectiv nu eram. Eram deosebită, pot să spun din punctul ăsta și genetic chiar că eram și nu știam. Și am început încet, încet să înțeleg că lumea lui Dumnezeu este total diferită de ce credeam eu până atunci. Știam de Paște, de Crăciun că sărbătorim, dar nu știam în profunzime ce înseamnă și ce sărbătoresc. Ce s-a întâmplat în viața ta după ce părinții tăi au aflat că tu ai fost botezată în acea biserică și că ți-ai schimbat felul tău de viață, la început, de trai? Am fost foarte persecutată. Deci câteva luni de zile primeam frecvent bătaie și niște insulte insuportabile. Pentru inima mea de copil și de fată tânără și curată, așa cum mă vedeam eu pe mine. E adevărat că umblam cu surorile mele, mai mergeam invitate la diferite chefuri, petreceri și așa, dar știam să mă opresc din lucrurile mizerabile. Și nu mi-am permis să fac lucruri indecente și pentru că surorile mele deja din legături cu băieții au avut copii și au rămas cu ei să le crească singure. Și n-am vrut să ajung așa și tocmai de asta mă și bucuram că Dumnezeu mi-a ales o altă cale și o altă destinație, fiindcă așa am scăpat de capcanele în care ele au picat. Deci ce s-a întâmplat în continuare în viața ta? Tata meu lucra în construcții și mereu pleca detașat. La un moment dat, sora mea cea mare a luat-o pe cea mică cu ea, fiindcă avea școală și ei s-au detașat în alt oraș, în Buziaș, ca să lucreze tata meu, a luat-o cu ea în gazdă, iar pe mine m-au lăsat în apartamentul de serviciu, care era până atunci acolo. Am rămas efectiv pe drumuri, fiindcă eu adresa lor nu știam. Nu mi-au lăsat nici bani cu ce să trăiesc, nu mi-au dat nicio explicație, atât mi-au zis că ei se mută în Buziaș și că o să mă anunțe când pot să vin și eu. Bineînțeles că asta nu s-a mai întâmplat, am fost scoasă afară de poliție, evacuată, am rămas pe marginea străzii, și de atunci încolo, chiar în mâna lui Dumnezeu, m-am lăsat, că nu mai aveam de ales. Și unde ai apucat-o? De acolo, de pe marginea drumului? De pe marginea drumului am ajuns la o colegă de bancă, cu care eu eram la școală, și care mereu mă invita să o vizitez. Și am ajuns la Craiul Nou, până la urmă am stat la ea, era începutul vacanței de vară, când toate lucrurile astea se întâmplau, și am stat la ea pe perioada verii, după care am hotărât că trebuie să plec mai departe și să ajung cumva să stau în oraș undeva, fiindcă începea școala și trebuia să ajung la școală. Eram foarte stresată din cauza asta și atunci am început să mă rog mai mult și să postesc, chiar numai pentru cauza asta, că Dumnezeu să-mi dea un loc unde să locuiesc în oraș ca să pot să-mi continui școala. Și, într-adevăr, Dumnezeu a făcut o minune pentru mine, așa. Ce minune a făcut pentru tine? N-am spus la nimeni problema mea. În biserica unde eram botezată n-am vrut să se știe prin ce trec, fiindcă erau și alte cazuri de oameni necăjiți și am zis că eu cred că Dumnezeu mă poate rezolva. Chiar așa, cu mână tare, cum auzeam că era scris în Biblie, cum auzeam alte cazuri. Și chiar m-am lăsat pe mâna lui, înainte de a începe școala, mai erau câteva zile să înceapă școala, am hotărât să vin de acolo de unde stăteam, de la prietena mea din satul acela, am venit în oraș, la biserica unde eram botezată și în tot serviciul de dimineață, de duminică, m-am rugat și am plâns și am strigat și am zis, Doamne, scapă-mă să ajung undeva, că nu știu unde să mă duc.
la sfârșitul bisericii, un frate care a avut îndemn pentru prima dată să vină la noi la biserică și vizitase chiar atunci prima dată locul, mi-a zis că a primit din partea lui Dumnezeu așa un îndemn ca să stea de vorbă cu mine și să afle ce fel de probleme am, cu ce mă confrunt, fiindcă trebuie neapărat să-mi întind o mână de ajutor atunci, nu mai târziu și nu altă dată. Omul acela te cunoștea pe tine? Nu, nu mă cunoștea. Și atunci cum te-a abordat? El spunea că așa au primit îndemn. Așa au simțit atunci în dimineața aceea, probabil, nu știu, eu m-am gândit și pentru că m-a văzut că tot timpul m-am rugat cu capul jos și nu m-am plâns. Și atunci am povestit tot, că-s pe drumuri, n-am unde să plec și mi-a zis, uite, eu vreau să te ajut. Am familie, am 6 copii, am un apartament cu 4 camere, dar pot să te țin cel puțin pentru o perioadă până se mai aranjează lucrurile, să nu fii în stradă momentan. Și așa am ajuns la ei, unde am stat câteva luni, nu mai știu exact, 2-3 luni, timp în care s-au făcut angajări și am reușit să mă angajez și eu, am solicitat să mă angajez și am primit și o cameră tot prin minunea Domnului, unde vreau să mă mut, să fiu cu cheia mea, să nu fiu în picioarele nimănui și m-am mutat în camera respectivă. Ai avut parte de sprijinul a două familii. Cei de la Craiul Nou aveau și ei copii? Aveau șapte copii aveau. Deci familii cu mulți copii te-au găzduit și au avut inima deschisă, da, să te ajute și să-ți acorde un sprijin. Așa lucrează Dumnezeu și se pare cei care sunt mai săraci și mai necăjiți au o inimă mai largă și mai mare. Cam așa se întâmplă de obicei. Cum te-ai integrat în biserica unde te-ai botezat și unde ai rămas membră? Ce ai făcut tu pentru Domnul? Cum ai simțit tu să-L slujești pe Dumnezeu? De mic copil, așa, și la școală, și la cenacluri, și când era 8 martie, și eram foarte despusă să cânt, așa cum era atunci, pe vremea aia. Și cântam, îmi plăcea să cânt. Așa m-am trezit, cântând. De copil nici nu știam bine să vorbesc și cântam. Și am înțeles că pentru asta Dumnezeu pe mine m-a chemat la El ca să-L slujesc cântând. Și am început să cânt în biserică și așa de mult îmi doream cu adevărat să simt ce spun, că Dumnezeu prin Duhul Sfânt a început să lucreze la partea asta a mea și tot mai mult să primesc de la Dumnezeu cântece pe care le cântam exclusiv numai în biserică la noi sau dacă mergeam undeva cu grupul bisericii sau așa. Cu alte cuvinte, tu compui cântecele pe care le interpretezi, da? Așa cât mi-a dat Dumnezeu. Nu mă consider așa o mare compozitoare, da. În orice caz am bucurii mari, fiindcă așa și pot exprima cântările mele. Din stările mele ies cântările acestea, din tot ce simt, din sufletul meu pentru Dumnezeu, în relația mea cu El, și bune și grele. Și haideți să încercăm să ascultăm o melodie pe care o interpretează Mihaela. Deși nu are ca alți interpreți CD-uri, nu i-a apărut niciun volum. Ea și-a înregistrat câteva melodii și una dintre ele, chiar dacă nu este atât de profesional înregistrată, vă invit să o ascultați în continuare. Maiculez ca pe un crin fragil, te-am privit cu ochii de copii, nu știam ce dorești. Mai târziu ți-am înțeles iubirea și-am găsit în Iisus fericirea. E Iisus.
am pornit în urma ta pe drum și am văzut că tot trecutul-i scrut, dar un spin greu m-a rănit și din drum eu m-am oprit. Mult plângând, eu am privit în zare, spini erau ca o furioasă mare. Pășeai însângerat și-ai spus când m-ai ridicat. Eu sunt Iisus. Melodia pe care ați ascultat-o, interpretată de Mihaela, invitata noastră, exprimă starea ei sufletească, așa-i, Mihaela? O să fie o vreme când vei putea să îi mulțumești în altă formă, cu alte cuvinte, cu alte melodii, într-o altă linie melodică, când probabil vei avea acest sentiment că l-auzi, că îl cinstești mai mult pe Domnul. Mihaela, te-ai căsătorit în această biserică în care slujești? Da, dar practic soțul meu a venit cu mine. El era dintr-un sat și l-am cunoscut într-o misiune pe care am avut-o cu grupul nostru. Acolo am cântat, acolo ne-am cunoscut, practic el m-a cunoscut. Și cu timpul relația noastră s-a strâns și am găsit în el un om extraordinar. Deci a lucra pentru Dumnezeu nu înseamnă numai slujire pentru el, înseamnă că Dumnezeu își revarsă și peste tine binecuvântarea aceasta din slujire. Da. Este foarte bine, dragi ascultătoare, care vreți să vă căsătoriți, să lucrați cât mai mult pentru Domnul și cu siguranță el vă va purta de grijă. Uitați ce a pățit Mihaela în timpul misiunii și a primit și soțul. Nu e frumos? Da, și un soț deosebit, fiindcă întotdeauna și în ziua de astăzi, în privința trăirii, el e foarte conștiincios. Pentru Dumnezeu sunt lucruri sfinte care nu se discută, nu se pun la îndoială. E un om, pot să zic, de nota 10, un creștin așa cum și-ar dori orice soție. Mă bucur, însă acum aș vrea să ne mărturisești din lucrurile extraordinare pe care tu le-ai văzut în viața ta. Mi-ai povestit că ai minune după minune, viața cu Dumnezeu și drumul cu El nu înseamnă altceva decât o adevărată minune. Slavă Domnului! Până acum ne-ai povestit despre felul în care tu îl slujești pe Dumnezeu, prin cântec și prin alte posibilități, prin rugăciune, prin tot ce poți tu, dar în ceea ce privește creșterea copiilor, cum te-ai decis tu să-L slujești pe Dumnezeu? Ce înțelegi tu prin copiii care ți-a dat Dumnezeu? Pot să spun că mi-a fost un pic cam greu cu ei, fiindcă n-am avut niciun sprijin.
socrii erau la stat, părinți nu aveam. Și recunosc asta în fața oricui, dar mai ales în fața lui Dumnezeu, că El știe tot, am fost un pic cam dură cu ei. Nu dură, aspră. Deci i-am ținut foarte din scurt, fiind băieți, erau mai zburdalnici, mai așa, și ei îmi spun câteodată lucrul ăsta, că și-aduc aminte ce ușor îi pedepseam imediat. Dacă nu respecta regula, asta nu-i voie, acum treci la colț. Dacă așa, nu mai ieși afară. Am fost puțin cam prea aspră. Acum stau și mă gândesc, fiindcă am niște ani și îmi dau seama că nu chiar așa trebuia să procedez. Trebuia să fiu mai blândă, mai bună, mai înțelegătoare. Am înțeles între timp ce minune este să ai un copil de la Dumnezeu. Am înțeles treaba asta cam târziu, pot să zic, fiindcă n-am știut să-mi răsfăț așa și să fiu dulce și liniștită cu băieții. Este un comportament pe care ți-l reproșezi. Da, da. Când ești tânăr, multe greșeli se întâmplă să faci. Într-adevăr, pe parcurs mai învățăm și până murim, mereu învățăm să trăim altfel. Da. Și ce mai frumos și mai important este atunci când, totuși, la final, rezultatele sunt bune. Cum le arătai dragostea lui Dumnezeu? Îmi plăcea foarte mult să le fac comparații și să le spun, uite, doi frați care se înțeleg așa se poartă, sau uite în Biblie cum spune că așa, și uite, David cu Ionatan, ce mulți s-au iubit și nu erau frați de adevărat. Și încercam să-i aduc la Biblie, nu la mine, fiindcă la mine nu prea aveam cu ce mă lăuda, cu iubirea de frați sau cu altfel de iubiri, fiindcă nu prea le-am cunoscut. Deci asta mi-au lipsit. N-am avut afecțiune. Nu mi-aduc aminte să mă fi luat vreodată mama sau tata pe brațe, pe picioare și să-mi fi zis, tu ești fata mea, eu te iubesc, e bine tot, las că rezolvăm. Nu mi-aduc aminte niciodată să fi făcut așa ceva. În schimb, insulte și bătăi și beții și așa mi-aduc aminte. Pentru copii nu contează poate atât de mult ce s-a petrecut cu viața ta. Pentru ei, într-adevăr, Biblia este baza pentru orice învățătură și creștere. A copiilor, a vieții noastre, și dacă ai alergat acolo, este cel mai... Am ținut mereu să le spun că nu pot să fiu niciodată așa cum mi-aș dori să fiu, dar îmi doresc să fiu așa cum nu pot să fiu. Copiii tăi îl iubesc pe Dumnezeu? Da. Aveți momente în familie când stați împreună, vă rugați, cântați sau... Este o relație foarte apropiată. Nu avem formalisme, nu ne ascundem de nimic. Pot să spun că băieții mei și copiii mei toți vin și îmi povestesc absolut orice se întâmplă în viața lor. În schimb, la tata lor nu prea au curaj sau n-au deschidere. Ei spun că îi ajut să converseze, îi provoc, îi animez, și că îi înțeleg mai bine. Le înțeleg stările la fiecare. Și, într-adevăr, partea asta o am. Deci există un echilibru foarte bun. Tata este cu partea autoritară și tu ești cu partea sentimentală, da, nu? Da, exact. Exact. Cam asta este regula în case. Mihaela, eu știu că tu ai mai multe lucruri deosebite să ne spui, însă timpul pentru această întâlnire a trecut deja. Vom încheia aici prima parte a întâlnirii noastre. Dragi ascultătoare, vă invit să o urmăriți pe Mihaela și data viitoare, pentru că Dumnezeu a făcut minuni în viața ei și a lucrat într-un mod deosebit, așa cum știe Dumnezeu să lucreze și cum este credincios, mai ales pentru copiii care au fost părăsiți de părinți și pe care părinții nu i-au mai căutat niciodată. Părinții Mihaela au murit fără să mai caute, nici la nunta lor n-au vrut să vină. În ura lor pentru felul în care ea își trăiește viața. Și să știți, trăiește o viață frumoasă. Când trăiești cu Dumnezeu, este minunat. Sunt Lidia Iliese, realizatoarea acestei emisiuni, și până la întâlnirea viitoare cu Mihaela, invitata noastră de astăzi, vă doresc tuturor un timp binecuvântat și Dumnezeu să vă fie nădejdea și bucuria. La revedere! La revedere! De la inimă la inimă.
femeile.